Da, deci v-am arătat că am șters GTA 5.1 într-o filmare, dar văd că mi s-a oprit. O să vă arăt acum pas cu pas cum se instale GTA 5 de la zero, cu tot cu link-uri, cu tot ce vreți voi. Începem cu site-ul pe care vi l-am dat de enori. Dice www.ostim.ro. După ce ați intrat pe site, dați până jos. GTA 5 Repack. Apeși click. Una din cele trei variante cu versiunea 877, care e cea mai nouă crăcuită momentan. Oare nu pot să pun pauză la înregistrare? Nu cred că pot. O să trebuiască să-l lipesc cu adevăr. Deci, după ce ați apăsat pe linkul ăsta, ăsta sau ăsta, din câte știu, toate sunt funcționale. O să vă ducă pe un site care se numește Deposit Files. Și acolo, mare majoritate nu au cont premium, așa că o să intrați cu... De fapt, o să intrați ca invitat. Dați pe regular download. După ce așteptați 60 de secunde, o să vă până să demonstrați că sunteți om și nu sunteți robot. O să vi se downloadeze în, cât să zic, 25 de minute și spune aici. Și o să vă dea un fișier torrent. 2 secunde să-l găsesc. La Games. Eu l-am aici. Deci asta e. După. Logic. Logica mea. What the fuck? O să vă intre în torrent automat. Și ripec-ul are 65 de giga. Eu o să-i dau o downloadare și o să aștept 5 ore pe puțin timp pierdut. Nu o să mai fac niciodată greșeala să pun modul pe live. Fără să le verific. Și o să așteptați în funcție de viteza internetului. Oricum o să așteptați o grămadă, că edita mai magaua de fișier. O să repornesc înregistrarea după ce o să mi se downloadeze și mie.